Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă arăt poate cele mai interesante căști pe care poți să le iei la sală, la alergare, atunci când ești în mișcare și vrei să asculti și muzică și să vorbești la telefon. Vorbim despre căști stereo cu Bluetooth. Sunt de la Plantronics și sunt deja premiate. Au primit o mulțime de premii și la începutul anului, la CES. Au ajuns deja în România și astea sunt Plantronics Backbeat Go 2. Sunt deja a treia generație. Am avut ocazia să mă joc și cu primele două generații și arată din ce în ce mai bine. Vin într-un pachet ăsta foarte frumosel, așa, într-un carton cretat. Ei spun că sunt până la 14 ore și jumătate de ascultare, dar o să vedem că sunt... E puțin diferită povestea asta, dar este un pachet foarte interesant. Hai să-l desfacem, să-l desigilăm și să vedem ce avem în interior. Mă interesează aceste căști pentru că sunt tratate să reziste la transpirație. Ele vin în ambalajul ăsta, o să le scoți așa. Să-l tragi un pic de el. Sunt cu un fir plat care nu se înnoadă. În principiu asta te interesează cel mai tare. Astea sunt căștile. Au niște chestii de silicon aici care le ajută să se potrivească mai bine în urechi. O să le dăm la o parte și aceste protecții. Așa. Și se vede în care stânga, care e dreapta. Nici nu cred că contează foarte tare. Așa, left, L și R. Bun. De ce este important să știi că ai un fir plat? Pentru că ăsta se va duce pe după gât și în momentul în care se va așeza pe piele, o să facă în așa fel încât căștile să nu-ți alunece la fel de ușor. Partea asta gri te să ajungă pe gât. O să le pui așa. Și ele pot să stea pur și simplu așa la gât, iar apoi le pui în ureche. Și dacă le pui așa în ureche, partea asta de silicon se proptește puțin în lobul urechii așa. Și poți să alergi și căștile nu o să-ți mai cadă de pe cap. Bun. Deci este important, astea se înfigă acolo și stau destul de bine, pentru că la modelele anterioare, Backbeat Go, varianta anterioară, avea o mică problemă că nu stăteau foarte bine înfipte în ureche și mai cădeau. Eu le-am folosit la sală și efectiv nu stăteau înfipte corespunzător. Ei spun că și-au învățat lecția și le-au îmbunătățit pe acelea. Ba, au adăugat câteva lucruri în plus. Acum sunt tratate împotriva, vă spuneam, a transpirației, a umidității, cu nano-coating de la P2i. P2i este o companie care face astfel de chestii pentru telefoane. Are comenzi pentru volum aici, plus minus, și poți să răspunzi sau să închizi apelurile, pentru că poți să asculti și muzică, dar poți să răspunzi și la apeluri și are și microfon, poți vorbi la ele. Așadar, ești pe bandă la sală, alergi și poți să răspunde și la telefon dacă asculti muzică de pe device-ul tău. Sunt destul de mici, destul de compacte, foarte ușoare în mână și aici sunt protejat, e o mufă mică protejată, un micro USB și aici trebuie să dau o țiplă jos. Hai, jos țipla, jos țipla, nu vreau țiplă. Așa, încă o țiplă. Iar aici ai mufa micro USB pe care le vei încărca. Și așa trebuie să ai până la 4 ore și jumătate, doar așa cum sunt ele. 4 ore și jumătate de muzică la un volum destul de tare. Avantajul este că poți să vezi nivelul bateriei pe un iPhone, spre exemplu, sau pe un Android, dacă descarci aplicația lor, poți să vezi câtă baterie mai au sau poți să apeși pe buton ca să vorbesc cu tine, să spună câtă baterie mai au, că știu, eu vorbesc puțin cu tine. Până să le conectăm, hai să vă arăt ce mai este în pachet, pentru că mai am și chestii drăguțe, o chestie foarte tare, căștile astea se vând în două variante. Aici sunt și niște manuale, neinteresant, ia să vedem ce mai avem aici. Așa. Și de la Plantronics de obicei pun o mulțime de accesorii în pachet. Iată un cablu USB cu o ieșire micro USB, dar ce mi-a plăcut este că au pus un USB cu o ieșire USB aici, așadar și aici micro USB ca să încarci căștile, dar mufa USB pe care o vei folosi de la laptopul tău, spre exemplu, nu o vei bloca doar cu chestia asta, o să ia curent ca să le încarce, dar mai departe poți folosi USB-ul. Un cablu foarte drăguț, un cablu pe care am să-l port de acum cu mine. Și aici ai încă două rânduri de mufe pe care să le adaugi astfel încât să se potrivească în ureche, de pe dimensiuni. Iar aici partea cea mai tare este husa. Aceasta este o husă în care poți să-ți păstrezi căștile. Și aici ai un cablu, un mufă pe care poți să o pui, spre exemplu, la căști, aici, și o să-ți încarci din mers căștile tale. Așadar, le strânzi, le-ai împachetat, le pui aici în interior și ele au integrată o baterie. Așadar,
ai și un mic portofel în care să ții căștile, care are și el la rândul lui o baterie care îți poate încărca de cel puțin 2 ori, chiar de 3 ori, poți ajunge până la 14 ore și jumătate, spunii, de audiție. De asemenea, husa acesta, portofelul, poate fi încărcat pe micro USB și el mai departe la rândul lui poate încărca aceste căști. Căștile pur și simplu le pornești pe butonul ăsta de volum. Din momentul acesta le împerechezi cu orice fel de device și poți asculta muzică. Îi spun că s-au străduit să facă niște căști cu un nivel de distorsiune foarte scăzut, cu un sunet de bună calitate, iar cei de la Plantronics sau gene bune vin din zona de aviație și fac deja căști de aviație excelente. Așadar, un pachet foarte interesant, căști stereo, ai în același timp și hands-free pe ele, poți să le folosești și cu telefon, dar poți să asculti și muzică în ambele urechi. Ai o husă foarte interesantă, de bună calitate, într-un material destul de rezistent care arată bine, dar care îți și încarcă aceste căști, poți să încarci și husa, ai și cabluri, ai și accesorii, ai și adaptare pentru urechi, un gadget în adevăratul sens al cuvântului. Niște căști pe care le recomand, luați-le la sală, ca să, dacă vreți să rămâneți cu adevărat conectați sau dacă pur și simplu vă place muzica de pe telefon și nu mai vreți cabluri. Cam atât despre Plantronics Backbeat Go 2. Aștept impresiile voastre mai jos pe blog și nu uitați să dați like, share, tweet dacă v-a plăcut. Până data viitoare, numai bine!